Bună ziua, copii! Vă propun să vă concentrați atenția asupra activităților pe care le desfășurăm în afara sălii de clasă. Iată câteva astfel de activități desfășurate împreună cu colegii și învățătorul în afara școlii. Realizarea de experimente, vizionarea de spectacole de teatru sau de film, participarea la competiții sportive sau la jocuri distractive. Cum vi se pare ideea de a participa la activități educative în afara programului școlii? Vă ofer 4 variante de răspuns. Studiați-le cu atenție. A, B, C, D. Scrieți pe un post-it varianta care vi se potrivește. La semnalul învățătorului care va striga migrați, veți merge având în mână postitul către un colț al clasei. În colțul A, în fața clasei, dacă alegeți varianta A, în colțul B, lângă ușă, dacă alegeți varianta B, în spatele clasei, în colțul C, dacă ați ales varianta C, și în colțul D, dacă alegeți varianta D. Puteți opri filmarea și să așteptați semnalul învățătorului care va striga migrați. Vă propun următoarea provocare. În zilele în care participați la activități în afara școlii împreună cu colegii și învățătorul clasei, realizați un jurnal de impresii. Cum puteți face acest lucru? Luați un caiet, o agendă sau chiar o foaie de hârtie pe care să o transformați într-o filă de jurnal. O puteți decora, bineînțeles, astfel încât să ilustreze ziua, activitatea descrisă în program. Scrieți impresiile din fiecare zi, dar și așteptările pentru următoarea activitate. Vă voi prezenta o filă din jurnalul lui David, un elev din clasa a treia de la o școală din orașul Brașov. Pentru început să remarcăm că fila este veselă și că are formula de adresare, dragul meu jurnal, și formulă de încheiere, pe mâine, dragul meu jurnal. Cu siguranță și voi veți găsi o formulă cu care să vă adresați propriului vostru jurnal. Modul în care sunt prezentate informațiile dintr-o filă de jurnal reflectă talentul de povestitor al autorului și stilul său de redactare. Să studiem împreună informațiile din fila de jurnal a lui David înainte de a începe să scrieți propriul vostru jurnal. Iată care sunt aceste informații. Data 14 octombrie 2021. Tipul activității, o vizită la Muzeul de Etnografie, scopul, să descopere locurile încărcate de istorie și, bineînțeles, lucruri interesante, cine a mai participat, doamna învățătoare și colegii, cât a durat, doar o oră, cum au ajuns la muzeu și cum s-au întors de la muzeu, pe jos, ce au apreciat, diversele obiecte, tradițiile, poveștile. Ce nu i-a plăcut? Nu a fost cazul aici. Ce ar dori să facă în ziua următoare sau la următoarea activitate? Să se plimbe împreună cu doamna și colegii prin orașul natal. Realizați și voi o fișă de jurnal despre o primă activitate din săptămâna altfel, sau despre o altă activitate educativă desfășurată în afara școlii și apoi verificați dacă textul vostru conține toate informațiile necesare. Scrieți impresiile de la activitățile la care participați în afara școlii. Veți prezenta într-o oră specială de limba și literatura română jurnalul vostru de impresii. Nu uitați să fiți buni ascultători, iar când vă vine rândul la prezentare, lăsați emoțiile deoparte.
Puteți încărca impresiile într-o aplicație digitală online, cum ar fi Padlet. Astfel, fiecare elev poate citi impresiile tuturor colegilor de la activitățile educative. Fiți sinceri și creativi. Va fi amuzant când vă veți reciti impresiile din jurnal după mai mulți ani. Nu uitați să salvați la final. Pe curând!